Utilitatea panourilor solare i-a captivat pe vasluieni care așteaptă cu nerăbdare banii de la minister. Programul Casa Verde 2011 au sosit la Agenția pentru Protecția Mediului cele 25 de contracte aprobate pe 25 ianuarie 2012. Au venit beneficiari, l-au semnat, noi le-am trimis la București, urmând ca AFM-ul să trimită în contul beneficiarilor suma solicitată de ei. În aproximativ două luni de zile, oamenii ar trebui să intre în posesia banilor. Ceilalți peste 200 de cetățeni care și-au depus dosarele mai au de așteptat. Ce se întâmplă cu ceilalți celelalte persoane care au, care au depus dosare? Așteptăm. Nu știm deocamdată nimic. Așteptăm și noi. Vom vedea. Cred că după Paști. Chiar dacă lista este din ce în ce mai lungă, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului nu garantează că, în cazul unei redistribuiri de fonduri, toți cei care și-au depus dosarele vor deveni beneficiari ai programului.